Salut, prieteni! Sunt eu, Constantinescu, și bine ați venit la Apa Electricity! În multe videoclipuri am folosit lampa de 12V atunci când am verificat continuitatea unui circuit din instalația electrică auto sau starea de funcționare a diodelor redresoare din construcția alternatoarelor. O asemenea lampă de control este practică și ușor de utilizat și, bineînțeles, fără riscuri, pentru că nu prezintă pericol de electrocutare. Dar cum putem realiza o asemenea lampă? Am nevoie de două conductoare de cupru flexibile cu secțiunea de 1,5 mm pătrați, maximum 2,5 mm pătrați, deoarece secțiuni mai mari fac dificil lucru cu lampă. Conductorul de culoare roșie va fi pentru plus și trebuie să fie de 1,5 ori mai lung decât cel de culoare neagră. Conductorul de culoare neagră va fi pentru minus. Exemplu, în cazul meu, am un conductor culoare neagră, da, pentru minus, și îl am cu lungimea de 1 metru, aproximativ 1 metru. La cele două capete ale conductorului de culoare neagră, cel de minus, se conectează un crocodil și o sondă. Preferabil ambele culoare neagră, pentru a, într-adevăr, simboliza minusul din instalație electrică. După aceea, voi avea un conductor de culoare roșie cu lungimea de 1,5 metri. Din acel conductor de culoare roșie, conductor de plus, o să tai o bucată de aproximativ 0,5 metri, adică 50 de centimetri, și la un capăt fixez o sondă, preferabil de culoare roșie, iar celălalt capăt se conectează la un bec de 12 volți. Dacă nu am soclu pentru bec, unde pot să fac prinderea cu un șurub sau papuc, un bec normal de semnalizare de 12 volți și lipesc capătul conductorului la bec. Urmează celălalt conductor de 1 metru, culoare roșie, care mi-a rămas. Un capăt îl voi conecta la celălalt pol al becului, da, de 12 volți, iar celălalt capăt la un crocodil, preferabil culoare roșie. Și astfel am realizat lampa, care are doi crocodili, da? Îi am aici, pentru prinderea pe sursa de tensiune, în cazul meu bateria, și cele două sonde, sonda de plus și sonda de minus. Verific lampa dacă este funcțională, întotdeauna prin atingerea celor două sonde și, practic, lampa se aprinde, funcționează. Și ce pot să fac cu lampa? Pot să verific continuitatea unui conductor. Am un conductor, mă ajută foarte mult dacă mai am încă un crocodil pentru o sondă. Prind un capăt aici, al sondei, da? Și cu celălalt tatonez celălalt capăt dezizolat. Becul se aprinde, înseamnă că prin acest conductor trece curent electric, da? Am continuitate. În cazul unei diode semiconductoare, da? Ea trebuie să conducă numai într-un singur sens, da? Conduce de la anod la catod. Iar în momentul în care schimb polaritățile, conexiunea, lampa nu trebuie să funcționeze pentru că dioda este blocată. Da? Se vede că lampa, chiar pot să prind aici, lampa nu funcționează. Am două conductoare conectate între ele, da? Printr-un manșon, un tub, verific continuitatea, crocodilul aici
și celălalt capăt. Observ că lampa nu se aprinde, da? Ea funcționează prin atingerea sondelor, iar aici lampa nu se aprinde. Pot să deduc că acest conductor este întrerupt și practic această conexiune nu este bine realizată. Bun, de precizat că folosesc această lampă în momentul în care am o sursă de tensiune. Da? Am sursă de tensiune pe automobil sau am o baterie de acumulatoare mobilă și o folosesc la un punct de lucru, da? La un banc de lucru. De asemenea, eu pot să mai verific dacă într-un circuit am tensiune electrică. Conectez cei doi crocodili în acest mod și dacă ating bateria, da? Bornele baterii, lampa funcționează. Deci, practic, într-un circuit auto, dacă vreau să verific prezența tensiunii, o să conectez acest crocodil pe masă, da? La minus instalație electrică, în cazul meu minus baterie, iar cu această sondă, da? Crocodilii principali fiind conectați între ei, iar cu această sondă tatonez circuitul respectiv, da? Și văd prezența tensiunii electrice. Și practic, ușor și simplu, pot să verific prezența tensiunii în circuitul respectiv. Bineînțeles că sunt situații în care am nevoie și de un multimetru sau de alte aparate de măsură pentru verificări complexe în cazul unei instalații electrice auto. Ok, prieteni, am ajuns la finalul videoclipului. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc să aveți parte numai de zile frumoase și pline de bucurii.